făcut-o. Frigorific. În lacul bun. Noi în fiecare săptămână facem o vizită pe șantierele din București și vizita o facem la nivelul conducerii companiei. E evident că și compania de autostrăzi și-a luat ca prioritate aceste proiecte și asta vă spun, pe mandatul meu e prioritate, nu mai pot să-i spun unul, e prioritate grad zero. Vedeți și dumneavoastră, traficul este îngrozitor. Ne dorim foarte mult să deblocăm Bucureștiul, să nu mai se meargă în stilul ăsta. Pe pasajul Mogoșoaia, un stadiu fizic cam de 7%. Noi suntem mulțumiți de modul în care se desfășoară acolo lucrarea. Constructorul ne-a promis că se va mobiliza și dacă reușește să-și mai facă și o angajare de forță de muncă, va lucra și în perioada de seară, cât timp o va permite și chiar pe timpul nopții, așa încât să accelerăm. În etapa următoare, pentru pasajul de la Mogoșoaia și pentru dezvoltarea lucrării, pentru etapa a doua, practic, a ei, va interveni o restricție de circulație care va bulversa cu adevărat major traficul pe centură, în așa fel încât pe o perioadă de circa o lună, o lună și jumătate, până la finalizarea unor lucrări preliminare de fundații pentru pilele și culeile următoare ale pasajului, circulația se va desfășura pe o singură bandă. Operațiunile tehnice de forare ale coloanelor pentru viitoarea pilă și culee pe partea cealaltă decât intersecția giratorii de la Mogoșoaia presupun o lățime maximă de circulație pe o perioadă foarte lungă de timp, spun eu, aproximativ undeva 6-7 luni de zile, deci peste iarnă, pe 6 metri lățime. Asta înseamnă că două tiruri, unul pe lângă altul, vor circula cu greutate. Circulația va fi obturată în mod considerabil, începând din săptămâna viitoare. Este un proiect care nu merge așa cum ar trebui. Sunt și probleme care mi se datorează nou companiei, adică nu au fost identificate toate utilitățile în mod corespunzător și acum este o perioadă în care antreprenorul trebuie să le identifice în așa fel când să le mutăm, dar în același timp are și anumite zone unde ar putea fi un front de lucru mai mare și din păcate frontul de lucru nu este cel corespunzător, se lucrează doar în zona pasajului Cernica, în așa fel încât stadiu fizic la el acolo, mi-e greu să zic, că e doar 2%. Noi, cei din presă, într-adevăr, am fost pe aici de nenumărate ori și de fiecare dată am văzut doar asta. Explicați-ne și nouă de ce nu ați început un nou front de lucru și de ce lucrurile se desfășoară atât de lent. Așa cum am explicat mai înainte, s-au identificat rețelele de utilități, acum este în faza de proiectare. După ce obținem toate avizele și autorizațiile necesare relocării acestor utilități, putem deschide noi fronturi. De ce nu mergeți acolo unde aveți deja asfaltul făcut și să puteți lucra? Că puteți, aveți unde să lucrați. Este băgat în programul de execuție, urmează să atacăm zona respectivă. Undeva la început de octombrie, acum. Și acum, de ce nu faceți asta? Acum, prioritar, am atacat structura de la pasajul Cernica. De ce sunteți atât de puțini muncitori pe șantier? De ce nu vedem un... La lucrarea respectivă sunt suficienți. Nu, dar dânsii știu că nu sunt suficienți. Ei lucrează foarte bine la... S-au mobilizat tot pe mandatul meu bine la Timișoara. S-au mobilizat bine, pentru că nu erau bine mobilizați nici la Craiova. Dar acum e bine. Mai au aici restanța asta. Am discutat cu stafful firmei. Mi-a promis că intră în făgașul normal. Cu toate astea, noi vom monitoriza în așa fel încât să deschidem, vă rog, din suflet un nou front de lucru. Da, oamenii nu mai au răbdare. Rămâne întrebarea, colegilor. Sunteți mulțumite de ce ați văzut pe acești șantier? Nu, am spus cu dar... Ce vă nemulțumește? Aș fi vrut mai multe fronturi de lucru și aș fi vrut să văd și un șantier cum vedeți pe Craiova-Pitești. Nu facem blocați. Ce faceți acum? Ce aveți ca program săptămâna viitoare? Ce aveți? Cum vă începem un pic? La Oltenița este firma Itinera din Italia. Ei au început, au primit autorizația acum 3 săptămâni.
Au început cu și ordinul de începere acum 2 săptămâni. Sunt la început, se lucrează la organizarea de șantier. Pe ea o termină, acum fac doar niște prospecțiuni pe zona de lucrare pentru devierea de utilități. Deci șantierul cam în 2 săptămâni sperăm să înceapă și acolo, deci la început. Bine. Aceste lucrări au început amândouă dată, Oltenița și Berceni. Asta e stadiul la noi la Berceni acum. Firma românească Selina din Oradea, care s-a mobilizat la București și a știut să mobilizeze din prima săptămână, după cum prea bine vedeți. Eu zic că extraordinar de bine. 23 iunie 2022. Ce se face? Așa este data contractuală. Ce se face? Să finalizăm proiectul. Încercăm mai repede. Și credeți că veți termina? Eu cred că da. Cu siguranță da. Aici implicarea beneficiarului a fost maximă și chiar a reușit să deblocheze multe, multe chestii. Tocmai de aia și noi ne creăm fronturi și deschidem noi fronturi ca să aducem oamenii să începem cu structurile. Câți oameni aveți acum pe șantier? În jur de 20. Când începem să ridicăm structurile, vom avea 120. Acum când? Suntem la peste cam peste o lună. Anul ăsta încercăm partea nouă a centurii să fie funcțională, să se poată circula, în așa fel încât anul viitor să intrăm pe partea veche și înspre București. Și va fi un sens giratoriu sau cum va fi? Deasupra noastră. Aici va fi sens giratoriu suspendat. Alături de Mogoșoaia, aceasta ar fi a doua lucrare ca și, să spunem, ritm de lucru. Se vede clar că au atacat absolut toate bretelele pe toate părțile, ceea ce este foarte ok. 3 săptămâni, au 9 luni. Stadiul cât este acum? Undeva la 6-7%. 6-7%. 6-7%. 3 săptămâni. Da. Tronsonul 2 de la autostrada 0, unde lucrează o firmă din Turcia. Și acolo avem o surpriză plăcută. Acolo am avut un contract potrivit căruia antreprenorul trebuia în luna octombrie să termine proiectarea. Am discutat cu dânsii, ne-am gândit că ar fi bine să le dăm un răgaz să se organizeze. Și am zis, dacă ei încep în octombrie și se organizează în 2 luni, deja am pierdut. Și atunci i-am rugat, și au fost foarte de treabă și constructiv, să identifice o secțiune pe care noi o aveam expropriată, pe care să o înceapă cu 2 luni mai devreme, ca ei să aibă timp să se organizeze cu utilaje, să-și caute sub antreprenori și... De aceea am dat mai devreme decât în contract cu cele 2 luni, 1,7 km. Ieri le-am dat și lor vestea bună. Au fost primiți banii pentru exproprieri, așa încât în prima parte a lunii octombrie vor primi autorizație pentru tot tronsonul 2, lotul 2. Pentru lotul 1, acolo avem exproprierea făcută. Ieri ne-au predat proiectul tehnic, din câte știu. Este în analiză la voi, la unitățile de implementare de proiect și în CTE. Lotul 3, din nefericire, suntem un pic întârziați. Au fost niște sincope în proiectare. Lucrează acum proiectanții antreprenorilor la declarația de proiectare, care a avut foarte multe observații din partea Consiliului Tehnico-Economic al companiei. Aici avem o întârziere. Li s-au aplicat și niște penalități, din câte știu eu. Aveau termen luna mai și, conform ultimilor discuții, undeva în luna octombrie-noiembrie sperăm să fie gata și proiectul. Proiectul cel mai deficitar e categoric pasajul Domnești. Aici este o nemulțumire generală asupra stadiului acestei lucrări, care trebuia să fie de mult terminat. Noi, într-o lună de zile, am făcut un stadiu fizic, cât am făcut aproape în 2 ani de zile când s-a dat ordinul de începere. Este undeva la aproape 16,8% stadiu fizic și financiar undeva la 6%. Și încercăm să recuperăm din timpul pe care l-am pierdut, să ajungem undeva în al decembrie cu tablierul sus montat și cu toate elevațiile ridicate. După cum vedeți, ne-am apucat de noua centură, ca să zic așa,
ca și la Mogoșaia, vom devia traficul în următoarele 2-3 săptămâni, se va circula în permanent, să putem da front de lucru și la Foreze, să putem să facem și structurile pe partea de centură. Noi sperăm că în mai puțin de un an și jumătate să circule pe podul ăsta. Cum adică deviați traficul? Ce se va întâmpla de fapt? Deci, centura existentă acum practic se va desfința, va veni o parte de structuri dacă trebuie să fie marcate pe centură și practic pe ceea ce se lucrează acum o să fie noua centură, o să fie pe sub pod. Și vor circula pe o bandă pe sens? Pe 4 pe se va circula exact cum este acum, va fi o lărgire la 4 pe se vede acum. Se va fluidiza cât de cât traficul zona asta de aici, dar...